Premierul Dacian Cioloș, alături de soția sa, Valerii Cioloș, a votat la Zalău la primele ore ale dimineții. Premierul s-a declarat dezamăgit că partidele nu au înnoit oferta de candidați. Am votat pentru oameni care pot să facă din orașul acesta mai mult decât este, a mai spus premierul la ieșire. Premierul însoțit de soția sa a ajuns la secția de votare numărul 32 din Zalău la ora 8:40. Dacian Cioloș l-a transmis alegătorilor să meargă la vot să-și exprime punctul de vedere. Încă am votat, mi-am făcut datoria de cetățean și sper să fac acest lucru toți cei care au drept de vot, pentru că dincolo de ce putem face pe parcursul mandatelor aleșilor locali, acum este momentul să ne spunem punctul de vedere cel mai consistent. Premierul a votat pentru oameni în care are încredere, oameni care în viziunea premierului pot face din Zalău, orașul său natal, mai mult decât este. Chestiile astea că am votat pentru democrație, prosperitate și așa mai departe, mi se par așa, generalități. Am votat pentru oameni vis-a-vis de care sper că pot să facă din orașul ăsta mai mult decât este. Cioloș a ales să voteze în Zalău, unde își are domiciliul, pentru că se simte legat de orașul natal. De orașul ăsta și de locurile astea mă simt eu legat. Că m-am dus într-o parte sau în alta a fost pentru că, mă rog, așa s-a întâmplat, acolo au fost oportunitățile, dar știți cum e, oriunde te-ai duce, rămâi legat tot de rădăcinile de acasă și eu nu vreau să mi le tai. Aici mă simt eu acasă.